Într-un sat din Alba. Nu este chiar un autoturism de teren, dar merge bine pe arătură cu cele 6 roți ale sale. Inventatorul, domnul Moise, și-a modificat bătrâna Dacie și e tare mândru de ea. Poate să urce până în vârf de munte, fără teamă de pietre și gropi. Ampoița, județul Alba, este locul în care poate fi văzut o mașină care merge la fel de bine pe câmp, dar și pe șosea. Să-l cunoaștem pe cel care i-a mai adăugat două roți, Nea Moise. Garda la Soles e 350 de milimetri, ecartamentul are 1400 ca să încadreze în brezde pentru culturi, i-am crescut puterea de 5 ori. Pasionat de mașini, Nea Moise a început să lucreze la acest proiect în urmă cu 2 ani. Cum te-ai gândit că să construiești asemenea mașină? Ca să putem lucra dealurile care nu mai sunt boi, nu mai e nimica. Și au rămas terenul nelucrat. Oamenii din Ampoița îi știu mașina lui Nea Moise după zgomotul motorului. Practic e transformat. Ce să mai nu? E pentru terenurile noastre. Baina, ia ui. Asta poate merge și pe deal cu ea, numai pe vale. Are 7 roți. Păi... Nea Moise a obținut avizele de la RAR ca să circule pe șosele. Își dorește să înregistreze invenția la OSIM și să poată trece la producția de serie.